Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Astăzi o vom cunoaște pe Iulia Bucur Roman, interpretă de muzică populară. Bine te-am găsit, Iulia, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bine te-am găsit, îți spun și eu, mă bucur că am ocazia să fiu prezentă azi aici și să avem câteva discuții interesante. Noi ne bucurăm să te cunoaștem, deși tu ai fost la multe interviuri și în general ți-ai pus viața pe tavă, așa e? Spune-ne câte ceva despre tine, ceva, ce ai făcut recent, ceva nou. Ceva nou, acum vreau să pregătesc un cântec nou și lucrez la albumul meu cu maestrul Ovidiu Barteș și sper anul ăsta să îi fac și o lansare frumoasă. Câte cântece vor fi? În jur de 15 aș vrea. Deocamdată am 10, încă lucrez la celelalte, încă nu știu exact câte o să fie până la final. Dar înregistrezi? Da, lucrez la el, da, de 3 ani încă. De 3 ani am început și încă nu am terminat. Și cam de câte ori intri în studio să înregistrezi? De câte ori pe săptămână? Nu este ceva săptămânal. Când am o piesă care mi se pare că merită să fie pe album, o studiez și sun la studio și pe maestru Vivi Barteș și să ne întâlnim să lucrăm piesa. Ți s-a întâmplat să te răzgândești, să-ți placă o piesă, să vrei să o incluzi în album și apoi să o scoți din propria inițiativă sau la sugestia producătorului? Da, s-a întâmplat. Am avut piese care nu mi s-au potrivit, ca să zic așa, și am renunțat la ele. Dar ce piese se potrivesc Iuliei Bucur Roman? Nu am un tipar anume de piese care să-mi placă. Trebuie să le ascult, să-mi placă linia melodică din prima și versurile, desigur. Contează foarte mult pentru mine să mi se potrivească. Dacă nu simt piesa, nu pot să o cânt. Versuri mai de suflet, mai triste, mai vesele, cum? Pe un album trebuie să ai toate categoriile de piese ca să se potrivească atât ție cât și publicului care ascultă, care este și mai trist și mai vesel. Prin cântec de obicei încercăm să îi înveselim, dar ei vor să-și audă și trăirile și necazurile într-un cântec și trebuie să-i atingi cu câte o piesă așa mai de suflet. Care e cea mai populară piesa ta, populară în adevăratul sens, adică celebră, cunoscută, iubită de toți fanii? Cea mai cunoscută piesă și care, pot să zic așa, că m-a ajutat să mă consacrez, este cântecul Cetereașii. Un joc de strigat, ca să zic așa, este din culegerea de folclor a maestrului Zanfir Dejeu
Și este un cântec un pic atipic față de celelalte, deoarece pe prima parte este strigătură și pe refren se cântă, nu cum este de obicei cântat și strigat apoi. Acesta este atipic și se pare că a prins foarte bine publicului. Cum îți explici? Cred că datorită formei interesante pe care o are, așa mă gândesc eu, și versurilor, pentru că sunt niște versuri despre cerceraș, despre un trio, ca să zic așa, care e foarte specific zonei noastre. Asta cred eu. Chiar e o întrebare bună și o să mă gândesc mai bine, oare de ce a prins cântecul ăsta așa bine? Și tu te pricepi la strigături, știi și să fluieri? Să fluier nu știu, să strig știu, datorită faptului că sunt în ansamblul de dansuri, a fost musai să învăț să strig. Felul meu de a fi este mai liniștit, mai, nu știu cum să-ți spun... Mai liniștit, mai interiorizat, așa? Nu interiorizat, doar mai liniștită, așa, mai calmă, ca să zic așa. Și nu mă vedeam vreodată să pot să chiui, cum se zice pe la noi, dar n-am avut ce să fac. A fost musai să învăț și eu să chiui. Și este o tehnică anume sau cum ai învățat? Nu este o tehnică anume, doar trebuie să dai drumul la Hong, la voce. Dar ai luat lecții cu cineva? De strigat, da. Nu. De strigat, nu. De canto am făcut foarte puțin la Școala Populară de Arte, Tudor Jarda din Cluj. Acolo m-am pregătit, ca să zic așa, și de acolo am prins așa un avânt, mergând la festivaluri concurs. Iulia, dacă te gândești la copilăria ta, cum ai descriu? Ai avut de atunci contact cu muzica? Da, încă de la vârsta de 6 ani, de fapt, cred că de la grădiniță am fost îndrumată să cânt. De către cine? De către părinții mei, desigur, și de către educatoarea mea, care a simțit că am voce și mă punea să deschid serbările, să cânt în serbările pe care le aveam. Și de acolo am început cu dansul popular la vârsta de 6 ani, îndrumată de părinții mei. Mi-a spus, uite, merg niște vecine de-a noastră la un ansamblu aici de copii, dansuri populare, ce zici? Zic eu, numai țăranii fac dansuri populare. Ăsta a fost răspunsul meu. Dar măcar o dată să încerci, să vezi cum e, dacă îți place bine, dacă nu, nu. Și am mers o dată și nu m-am mai dat dusă. Deci de la vârsta de 6 ani, da, continui cu dansurile populare. Și mă mai puneau pe acolo și la spectacole să cânt, însă eram prea pasionată de dansul popular ca să mă ocup de cântat așa mai serios. Deci în copilărie mai degrabă ai fi dansator în șir decât să cânți? Da, așa parcă mă simțeam obligată când mă puneau să cânt la spectacole, sincer. Și am început să prind drag de cântat târziu. De, ca să zic așa mai serios, de vreo 6 ani. Doar de 6 ani, da. Am luat-o mai în serios. Și până atunci ai mers taxat pe dansuri? Pe dansuri mai mult, da. Și în urmă cu 6 ani am început să-mi fac și eu piese, să am din repertoriul meu, să nu mai cânt de la alții. Atunci am început să merg pe la concursuri, să câștig premii și asta mi-a dat un avânt foarte puternic și m-am ambiționat. Să nu trecem repede peste partea asta cu concursurile. Spune-mi la care te-ai dus prima dată, la care concurs? Primul meu concurs a fost la Bistrița Năsăud, la Pană de Păun. M-am prezentat la preselecție, încă mi-aduc aminte perfect. Eram așa, parcă căzută din plop acolo, nu știam ce se întâmplă. Știam că trebuie să cânt o doină și un cântec, nu știam care ordine, eram foarte speriată. Și știu când ne-a chemat să intrăm la preselecție, nimeni nu vrea să fie primul. Și m-a văzut lângă ușa și m-a poftit pe mine, a zis, vai, nu se poate. Na, și uite că am luat preselecția, am fost prima în concurs
Nu am câștigat premiul atunci, însă am revenit la festivalul acela și am câștigat premiul 3 acolo. Felicitări! Mulțumesc! Și ce a urmat? A urmat foarte multe festivaluri la care niciodată nu am plecat cu mâna goală. Tot timpul am câștigat premii, chiar am foarte multe trofee, premii 1, 2, 3, mențiuni, premii speciale. A fost anul și festivalul aproape în fiecare an te-ai dus? Cred că vreo 3 ani de zile am participat așa prin festivaluri, prin toată țara. Și cine te însoțea? Singură mergeam, chiar singură am fost peste tot. A fost o perioadă foarte grea, deoarece, singură la Brăila, la București, la Constanța, la Timișoara, prin Moldova, era foarte, foarte greu. A fost o perioadă frumoasă. Chiar a fost o perioadă frumoasă și o perioadă care, pot să zic că mi-a dat avântul ăsta în muzică, care m-a făcut să nu renunț. Da. Și dacă ne întorcem și la copilărie și adolescență, ce muzică ascultai atunci? Am avut perioade în care ascultam rock, ascultam total altceva. Da. Muzică populară deloc? Deloc. Deloc? Deloc? Nu suportam, a mei ascultau și nu suportam. Știu că e foarte interesant, dar uite că se întoarce, se poate întoarce roata la... Da, viața interesantă da. Și ironică da. De asemenea. Și eu încă mă mir. Și ai tăi nu prindeau și din gusturile tale muzicale? Nu e convins să asculte și altceva? Nu, n-am avut cu cine. Nu am avut cu cine și mă bucur că nu s-au lăsat. M-au îndrumat bine, ca să zic așa, și pe această cale chiar doresc să le mulțumesc că datorită lor sunt cine sunt și datorită dansurilor, pot să zic așa, am ieșit în lume și chiar am avut o copilărie și viață frumoasă. Mai ai frați, surori? Nu mai am, din păcate, sunt singură. Dar asta este. O să-mi fac eu, așa îmi zicea mama, lasă că o să-ți faci tu un frate sau o soră. O să-mi fac eu, da. Și, momentan, cum arată viața ta? Cum e o zi obișnuită din viața ta? Nu știu, toate zilele sunt diferite, pentru că în fiecare zi sunt pe drumuri. Ba o emisiune, repetiții, spectacole. Am început de anul trecut și cu ședințe foto. Pozezi pentru anumită publicație, revistă sau? Da, pentru reviste sau pentru ținute, pentru... Mai mult pentru ținute, pentru rochii de mireasă am mai pozat. Deci fotomodel. Oarecum. Oarecum, așa când mai avem timp. Și... Seara abia aștept să ajung acasă, să stau și eu în compania familiei și a soțului meu. Și ai spus că abia aștept să ajungi acasă, dar cam la ce oră, după o zi atât de lungă, cam la ce oră reușești să te deconectezi, la ce oră ajungi? Când am și repetiții, după ora 9 seara, când sunt în deplasare, la miezul nopții, spre dimineață. Dar ai o familie foarte înțelegătoare. Da. Chiar am un soț... jos pălăria, care mă înțelege și mă susține și la rândul meu și eu pe el. Are o carieră tot în domeniul artistic, muzical? Nu, în domeniul fotbalului este el și știe și el cum este cu deplasările și de aceea ne înțelegem reciproc. Și mă gândesc că nu există probleme sau discuții nici pe tema fanilor, a fanelor? Nu mai are treabă. Este obișnuit și din contră. Așa că mai primez mesaje, râdem împreună, nu se pune problema. Și nici din partea ta? Nici din partea mea. Sunt mândră că am un soț frumos și este curtat. Dar voi doi cum v-ați cunoscut? Ne știm deja de 10 ani. De fapt, ne știm de când eram mici, că eram prin acea zonă. Doar că nu ne-am băgat în seamă numai acum 10 ani. Ca să zic așa. Erați prieteni totuși în copilărie, erați în același anturaj. Eram în aceeași școală, dar nu în același anturaj. Aveam atunci alte preocupări, nu. El cu fotbalul și-a jurat, nu fete, numai fotbal și eu numai dansuri și
excursii. Și uite că a ținut cât a ținut, dar... Totuși a venit momentul la magic. Ce exact. S-a întâmplat? Exact. Pe internet ne-am revăzut, pentru că el juca atunci la Târgu Jiu și acolo ne-am cetuit, ca să zic așa, și când am venit la Cluj am început să ne vedem. Mai el era plecat, ne vedeam o dată la lună, nu a fost nimic serios. Dar uite că am avut răbdare și, și dacă a fost a meu a rămas. Deci crezi dacă în destin? Să fie, da. În ceea ce ți-ai scris, că ți-ai și pus, da, cum se zice. Da, exact. Și cariera ta, crezi că ți-a fost predestinată? Eu zic că... predestinată, nu știu ce să zic. Te vezi făcând și altceva. M-au ajutat mult ai mei. Ai mei au avut, ca să zic așa, ei sunt vinovați, în sensul bun. Da. Și dacă mă văd făcând altceva, nu. Chiar nu. Toată lumea mă întreabă, dar mai lucrezi ceva pe lângă? Chiar nu aș avea când. Pentru că sunt total dedicată muzicii și dansului popular și nu aș avea când. Dacă aș și munci, nu aș putea să mă ocup și să merg în deplasări, la emisiuni. Nu, e foarte greu. Și totuși ai studii în turism. Am văzut pe Facebook. Da. Cum de te-ai axat pe domeniul ăsta? Mi-a plăcut dintotdeauna geografia. Am și terminat cu 10 și bacul și tot la geografie. Și am vrut să fac o facultate care, în primul rând, să-mi placă și, în al doilea rând, să îmi permită să merg în continuare în deplasări, în turnee, în festivaluri. Și a fost cât de cât mai lejeră față de medicină, față de, știu eu. Și la zi ai făcut-o sau la distanță? Da. Am făcut-o la zi și nu m-am gândit că o să termin la buget. Am zis că o să fac numai să am și eu o facultate și un master. Am terminat și masterul și chiar m-am menținut foarte bine, în ciuda deplasărilor și cât de rar puteam să merg pe la facultate. Și profesorii înțelegeau, ei știau de cariera ta. Mă gândesc că ți ascultau mulți și piesele, colegi, profesori. Da, am avut oarecum noroc cu chestia asta, pentru că la unele seminarii nu acceptau să lipsești. Însă știau care e meseria mea și mă înțelegeau, chiar mă înțelegeau. Și te gândești că la un moment dat totuși poate încerci să profesezi în domeniu? Nu cred. Nu mă gândesc. Mi-a plăcut foarte mult, dar nu mi-ar plăcea să profesez. N-am avut niciodată gândul ăsta. Și povestește-mi despre ansamblul folcloric în care ești, de fapt, despre faptul că tu instruiești copii, înveți să danseze. Așa este. De 10 ani de zile sunt instructor alături de colegul meu, Vădan Marius, care mi este și partener la dansuri, de 10 ani, sau mai bine de 10 ani. Instruim un ansamblu de copii din Comuna Muciu. Avem deja a patra generație de copii pe care o instruim. Cine a fost cu ideea să începeți acolo? Am fost propuși de directorul meu de la ansamblu, domnul Tiberiu Groza. El ne-a propus acolo primarului care era la acel moment. El și-a dorit să înființeze un ansamblu pentru că avea foarte mulți copii și noi am fost propuși ca instructori. Și chiar am avut parte de niște generații de copii foarte talentați. Și mă bucur că au fost îndrumați spre drumul jocului popular. Pentru că, uite, am reușit să-i ducem în Turcia, am fost la festivaluri internaționale unde am câștigat trofeul, cum este Peștișorul de Aur de la Tulcea. Am reușit să-i ducem la Sala Radio București, unde nu am mai ajuns niciun ansamblu din Cluj și sunt foarte mândră. Chiar am fost de vreo 3 ori, eu am cântat și ei au jucat, am făcut un moment foarte frumos. Emisiunile se pot găsi și pe YouTube pentru cei care vor să vadă momentele. Na, eu zic că... Și câți copii sunt? În jur de... Tot cam 40 așa am avut. În jur de 40 de copii. Și care e relația ta cu micii dansatori? Avem o relație foarte apropiată, ca să zic așa. M-am atașat foarte mult de ei
Și generațiile care au plecat, au venit la Cluj la școală, sunt acum în ansamblu în care dansez și eu, la Ador Transilvan. Și mă bucur să-i văd că continuă. Crezi că au venit și de dragul tău? Câțiva? Se poate. Se poate că ne înțelegem foarte bine. Am ajuns să avem o relație foarte strânsă cu ei, cu părinților. Le-am cântat și la majorate. I-am văzut, îi știu de când erau atât, așa cum a mai marcat și mine. Da, da, da. Sunt niște copii foarte frumoși și talentați și chiar sunt mândră de ei. Dar începutul cum a fost acolo? Greu, foarte greu. Nu aveam nici... Eu am făcut școala de instructor coregraf, cu niște cursuri, care pot să zic așa că m-au ajutat. În paralel cu facultate sau master? Da. Când le-ai făcut pe toate? În paralel cu master, cu canto, cu toate. Și, dar când am fost în fața lor, parcă a fost total altceva. Am avut copii așa mici încât trebuia să învăț care-i stângul, care-i dreptul, să montez împreună cu colegul meu dansuri populare care nu mai sunt și la alte ansambluri, trebuia să ne întâlnim separat, să creăm dansuri din mai multe zone ale țării, să fie ceva interesant pentru ei, să-i le captăm atenția, să vină, să nu se plictisească. A fost Dar foarte greu. Dar cu ce zona țării ați început? Ce dansuri le-ați prezentat? Jocuri specifice zonei Mociului, pentru că acolo era un ansamblu de bătrâni, ansamblu Zorile, și am preluat și un joc din repertoriul lor, ca să-l ducem mai departe. Și am continuat cu două jocuri de pe câmpie, pentru că este o zonă de câmpie și aveam nevoie de două jocuri de acolo să ne prezentăm prin țară. Și dansul necesită doar o tehnică perfectă sau să pui acolo și suflet, strop de suflet? Neapărat trebuie și suflet, că altfel... Am avut copii care au fost împinși de la spate de părinți și care nu s-au putut ține. Se vedea că nu le place, nu vreau să repete. Nu, nu se poate. Dacă nu pun suflet, renunță. Așa cum spuneai că și tu n-ai făcut de la început, chiar cu dragă inimă, n-ai cântat de la început. Așa dar este. După aceea te-ai îndrăgostit. A venit pe parcurs, da. Și am avut și copii, cum am fost eu, care se vedeau că nu le place, dar nu au renunțat. Totuși veneau, nu știu, pentru prietenii, pentru, nu știu exact pentru ce veneau, dar au prins drag și copii la care pot să zic că nu le dădeam nicio șansă, că erau un pic antitalent și pe parcurs și-au dat tot interesul să ajungă chiar pe prima linie, printre cei mai buni. Deci, se poate. Ești o profesoră exigentă? În pauze suntem prieteni foarte buni, însă când repetăm, repetăm și cum sunt mulți, nu se poate să nu fii exigent, pentru că ți se urcă în cap. E greu. Și acolo am văzut și eu ce voce am, ce tare pot să strig. Și eu m-am mirat de mine. Dar ți-ai exersat vocea altfel. Da, da, da. Da, așa este. Și care-i de obicei feedback-ul pe care îl primești de la ei, de la părinți? Părinții sunt foarte mândri de copiii lor și mai ales când îi văd că ajung prin anumite lucruri pe unde nu se gândeau că o să ajungă vreodată, se vadă la televizor iarăși, sunt foarte mândri, copiii iarăși. Sunt copii, ca să zic așa, de la țară și pentru ei este mare lucru să ajungă pe marile scene ale țării. Singur. Și eu mă bucur. Mulți dintre ei probabil îți vor călca pe urme, vor face o carieră din asta. Da, eu sper și să le ajute Dumnezeu să ajungă măcar sau chiar mai sus decât am ajuns eu. Am și fetițe care îmi cântă piesele, chiar au fost la concursuri și au câștigat și ele premii și eu le susțin cu tot dragul și mă bucur. Și pe tine... Cine te-a îndrumat cel mai mult? Ai avut un tutore, un model? Nu am avut. Părinții mei sunt cei care m-au îndrumat, m-au susținut, m-au împins de la spate și pe această cale doresc încă o dată să le mulțumesc. Chiar sunt foarte fericită cu meseria pe care o am.
Și cine punea mai multă presiune, să zicem așa? Ambi. Mama sau tata? Ambii. Da, și chiar și acum îmi reproșează, vezi, dacă te apucai când îți spuneam noi cu cântatul, se refereau. Tot mă certau că nu fac nimic pentru muzică, nu-mi dau interes. Nu. Aveam alte gânduri la vremea aia. Îmi pare rău că nu m-am apucat când mi-au zis ei, dar eu zic că ai e bine și acum, da. Da. Da, da, da. Și oricum aveai și atunci latura artistică dezvoltată, adică dansai și... Da, dansam. N-ai făcut pauză niciodată? Nu am făcut pauză niciodată, nu. Și uite că se împlinesc mai bine de 15 ani de când fac dansul popular neîntrerupt. Și ce înseamnă dansul pentru tine? Cum l-ai descrie? Nu știu ce să-ți spun. Deja parcă este o rutină. Merg săptămâna la repetiții, pun spectacole, la anunți. Numai că de când am început să am evenimentele mele cu cântatul, pot să zic că nu prea am mai fost așa la evenimente cu ansamblul, doar la cele unde era nevoie să cânt. Am nunți luate și spectacole și pentru lanul deja. Și atunci când mai găsim câte o fereastră, mai merg și cu ei. Dar te-ai axat pe portofoliul al tău, să ai nunțile tale, deci da. Cineva vrea să îi cânți la nuntă, te poate chema și... Mă poate contacta, da. Cei mai mulți intră de pe Facebook și pe YouTube, da. Și acolo am primit câteva cereri pentru nunți, ca să zic așa. Și da, invit pe cânti cei care... Cânti și dansezi la nuntă, deci ambele? Nu. Doar cânti. Doar cânti. Da. Am avut nunți în care am mers cu ansamblu, dar doar cu jocul, când... Am fost liberă. Acum chiar nu am mai fost de mult și m-am axat doar pe cântat. Și cum faci să-ți încarci bateriile printre atâtea activități solicitante? Da. Din păcate, am timp prea puțin să mă odihnesc și să mă relaxez, mai ales că la noi weekendurile sunt full. Și când apuc, îmi place să stau acasă și să dorm, să... Nu știu. Weekendul înseamnă luni în cazul tău sau da, luni, marți? Da, de luni încolo. Uneori am și luni, marți, miercuri. Sau încep de joi și termin duminică. Nu se știe niciodată când. Nu prea am așa liber, dar când am liber îmi place să mă relaxez și să dorm. Și mai ai timp sau prea puțin și pentru alte pasiuni sau hobby-uri? Când mai am timp, după cum ți-am spus, Mai merg în excursii, mai câte o ședință foto, mai merg pe la e-mail, mai mergem la un grătar, asta îmi încarcă energiile. Apropo de grătar, stilul tău alimentar, care te-ai axat pe un anumit stil de viață sau mănânci de toate? Mănânc de toate. Sunt foarte pofticioasă și chiar mănânc tot ce-mi place, nu și la orice oră. Nu am problema asta, mă bucur. Ești norocoasă că te poți menține în formă prin dans. Da, chiar am noroc. Și genetic, pentru că așa sunt și ai mei și datorită mișcării. Și când mi-am timp, mai merg și pe la sală, dar am uitat să specific. Și spune-mi, apropo de călătorii, ai ajuns să vezi chiar toată lumea? Ai trecut și oceanul, ai ajuns în America? Da, am fost deja în America de 3 ori. Anul ăsta să merg pentru a 4-a oară. Anul trecut am fost în Coreea, o să merg acum în septembrie în China. Coreea de Nord sau Coreea de Sud? Coreea de Sud. În cea de Nord mă gândesc că nici nu am cum să ajung și nici nu-mi doresc. O să merg în China cu ansamblul folcloric Dor Transilvan la Târgul Internațional de Turism de la Shanghai și Beijing. Abia aștept să merg. Și dacă tot vorbeam de... deplasări așa mai lungi. Am fost acum în luna aprilie, da, cu maestru Laurel Tămaș la niște concerte în Spania și de Revelion iarăși și am cântat în America, în Chicago. Și cum e să mergi în atâtea locuri diferite, culturi diferite? Te adaptezi ușor, repede? Da, eu chiar nu am o problemă cu adaptatul, probabil și din cauza că am călătorit foarte mult. Trebuie să mă adaptez repede, cum a fost și în America, cu fusul orar un pic dificil, dar nu am avut ce să fac.
am trebuit să mă conformez și să fac treaba pentru care am fost chemată. E frumos și e interesant să vezi locuri diferite, oameni diferiți. Și cum e să fie doi maestri pe scenă? Cum e să cânti cu Aurel Tămaș? Cum e relația ta cu el? Este un om chiar minunat și mă bucur că ne-am cunoscut și că am avut ocazia să cântăm împreună. Chiar am de învățat de la el. Am de învățat pentru că este cu adevărat un maestru și este foarte iubit, foarte, foarte iubit de toți românii din afară. Are și simțul umorului foarte dezvoltat, te achinează, face glumițe. Da, 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 este un comic, ca să zic așa. Mereu te bine dispune și asta e foarte bine și pe lângă asta pe cei tineri ne încurajează foarte mult. Și pentru noi este foarte important. Și cum vă primesc românii din diaspora? Foarte bine. Am fost foarte impresionată de românii din Spania. Nu știu, așa ne priveau, zici că eram niște zei, ca să zic așa. Erau foarte entuziasmați, cântau cu noi, jucau cu noi. Chiar invit pe această cale pe cei care ne urmăresc să se uite pe YouTube, am acolo un filmuleț de la o seară românească din Spania, să vadă cât erau de entuziasmați cei de acolo. Și după ce terminam de cântat, se făcea o coadă la poze și acum încă mai scriu oameni de acolo să revin și că mă felicită și mulțumesc pentru moment. Da, mă bucur foarte mult. Ți s-a părut că se știu distra mai bine românii din Spania decât cei din alte părți sau? Sunt oameni și oameni, însă să știi că cei din Spania parcă erau mai cu drag așa de cântec popular românesc decât cei din America, nu știu de ce. Deși m-aș putea să fie invers, că din America sunt mai departe. Însă, în zona Chicago, unde am fost eu, sunt foarte mulți artiști români invitați și probabil de aia... Dar ai simțit deschidere totuși în America față de muzica da, populară? Da, sigur. S-au găsit și fanii? Sigur că da, da, nici nu se pune problema. Numai pe cei din Spania am simțit așa mai înfocați. Ai primit și invitații să cânți la nunți românești în America? Sau acolo nu se obișnuiește să invite cântăreți de muzică populară? Nu știu dacă se merită oarecum, că na, știi că e vorba și de viză și așa, să aducă doar pentru o nuntă. Nu am auzit să meargă cineva strict la nuntă. Deci doar când ai mai multe concerte da. Și evenimente? Da, și... da, da, așa, dacă se nimerește să fie acolo, da. Așa, da. Și de obicei, cu ce vii din aceste călătorii? Aduci și suveniruri sau doar amintiri? Tot timpul, suveniruri, amintiri și valizele pline. De haine? Da. Da, da, sunt pasionată, înfocată a shoppingului și nu se poate să nu, mai ales în America, care e renumită pentru prețurile bune. Și ai timp, îți rezervi o zi întreagă să mergi la da, cumpărături? Da, neapărat, neapărat. Ce ținute îți plac? Pe ce te axezi? Nu am un tipar anume. Cum mă simt în ziua respectivă, așa mi aleg ținuta sport sau casual sau nu am din un punctul tipar ăsta anume. De vedere, știu, o cântăreață de muzică populară oarecum atipică, se vede și din pozele de pe Facebook și în sensul bun. Deci nu ții doar de un stil sau nu. Doar cu portul popular. Nu, la evenimente, la spectacole, tot timpul am portul popular obligatoriu. Pentru că trebuie să mă deosebesc cumva față de ceilalți invitați. Și am fost invitată să cânt muzică populară, mi se pare normal să sigur. Port ce se cuvine. Însă dacă sunt invitată la nuntă, nuntaș și sunt invitată să cânt și un program, na, o să apar în poze și cântând în rochii de nuntă, ca să zic așa, dar numai așa. Care sunt culorile care te definesc, care îți plac cel mai mult? Să știi că nu am o culoare anume. Îmi place foarte mult roșu și negru, ca să zic așa, dar nu am o problemă, toate culorile îmi plac. Și apropo de stilul vestimentar, topuri sau tenis? De câțiva ani, platforme. Deci l-am și acum. Da, da, că sunt mai mică de înălțime și
mi-am dat seama că un pic de talk, un pic de platformă mă ajută. Povestește-ne o amintire, o experiență din turneele tale prin lume, ceva care te-a marcat, o întâlnire cu fanii mai deosebită. Am foarte multe amintiri, nu știu ce aș putea să zic. Am avut și spectacole la care au urcat anumiți fan, ca să le zic așa, pe scenă, să mă roage să cânt, uite, ce era și am pățit-o la Suceava, nu mă așteptam. Nu, a fost pe fază cei de la pază și a urcat un domn pe scenă, că mă știe de la nu știu ce emisiune și să-i cânt neapărat piesa aia până la mine pe scenă. M-am speriat la un moment dat, am văzut că vin după el și i-am spus că o să cânt, am cântat-o și a fost foarte fericită. Ne cânti și nouă? Da, două, trei strofe. Da. O să vă cânt M-am suit în dealul Clujului, pentru că toți suntem la Cluj. Este un cântec specific zonei noastre. Și pentru că și tu ești clujancă cet pe cet, da? Da. Apropo de asta, părinții sunt din două zone diferite folclorice, ca să zic așa. Tatăl meu este din Râciu, județul Mureș, și mama din Sălaj, din Fodora. Însă, costumele populare, câteva sunt moștenite de la bunica mea, din partea tatălui, și am primit foarte multe, așa pe parcurs, iar repertoriul meu este cam din zona de câmpie a Mureșului, Clujului, deci din partea aia. Și de obicei mergi la concerte cu un costum moștenit, deci din familie sau primit? La concursuri am ținut neapărat să merg cu cămășile ce le-am primit de la bunica mea, deoarece am una care am îmbrăcat-o când a fost mireasă și este moștenire de la străbunica și este cusută manual, este deosebită. Ce frumos! Ne-o descrii puțin! Nu știu cum să vă descriu. Vă invit să vă uitați pe pagina mea, am acolo și știu că am câteva descrieri, că este cămașa de mireasa bunicii mele. Este un model mai deosebit, nu știu cum să-l descriu. L-am descris atât de mult în concursuri încât uite că nu mai știu să-l descriu. Okay. Dacă o aveam pe mine era mai ușor. Mă gândesc că are mai multe motive și florale. Și Nu am motive florale, prea puțin. Motive geometrice, cusute cu mărgeluțe din sticlă. Mărgeluțe care nu se mai găsesc acum, din păcate. Și țin foarte mult la ele și nu prea am permis să mă duc ele așa la evenimente ca să nu le uzez prin spălări. Și... Dar mi-au purtat succes în concursuri. Asta mă bucură. Crezi în... Ai superstiții de acest gen? Crezi că un anumit obiect îți poartă noroc? Sau... Nu. Dar e acolo legătura de familie? Da. Îmi plăcea să port, că știam că e foarte autentică și că este a bunicii mele, mamă. Îmi dădea așa o stare de bine. Te rugăm să ne cânți. Da. M-am suit în dealul Clujului, la-la-la-la, să-i culeg o floare badielului, la-la-la-la. Prin pădure singurea, măi, să-i culeg o viorea, măi. M-am suit în dealul Clujului, la-la-la-la. Vorbă bună, badea mi-o trimăs, la-la-la-la. Ca vini la toamnă la cules, la-la-la-la. Vine să ne cununăm și la nuntă să jucăm, măi. Vorbă bună, badea mi-o trimăs, la-la-la-la. Foarte frumos. Mulțumesc. Mă scuzați că nu mă așteptam și... Na. Sper că a fost ok. Foarte frumos. Mulțumesc. Spune, ne ajută cântecul popular să depășim problemele, necazurile? Eu zic că da. Pentru că noi prin cântec încercăm să ne punem trăirile și foarte multă lume se regăsește în cântece. În versuri, în linii melodice. Pe mine cel puțin mă... Deci te ajută. Da. Și mai asculți când ai o stare... Da. De tristețe sau un da? Da. Da, îmi place. Acum îmi place să ascult muzică populară. Acum da. Și ce artiști asculți? Începând de la colegi de-a mei de generație până la cei mai renumiți.
nu am pe cineva anume pe care ascult. Când găsesc un cântec care îmi place, îl și pun pe mașină să-l ascult. Deci în mașină asculți mai mult, da, muzică? Da, în mașină, da. Fiind tot pe drum? Fiind tot pe drumuri, da. Și muzică străină se găsește în playlist-ul tău? Da, tot timpul. Nu am renunțat la ea, chiar îmi place să ascult toate genurile muzicale. Nu am o problemă cu nici cu manele, nici cu rock, nici cu... toate îmi plac. Și ce le spui celor care au, sau nu știu dacă ți-a întâmplat să ai discuții cu cineva care să combată acest gen muzical, muzica populară? Ce le spui celor care au prejudecăți față de muzica populară? Încă nu am întâlnit persoane care să aibă prejudecăți, însă cu siguranță sunt, nu se pune problema, dar mă bucur că nu am întâlnit genul ăsta de persoane. Deci în cercul meu toată lumea iubește muzica populară. E și moștenire de familie, îmi spuneam că te-au împins părinții spre cariera asta. E cumva și o moștenire, adică și părinții au voce? Mama are voce bună, tata, deloc. Tata, nu. Din fericire o moștenesc pe mama. Și mama ta a cântat în ansambluri? Nu a avut ocazia să fie într-un ansamblu sau să cânte pe o scenă vreodată. Și poate de aia și-a dorit foarte mult să mă vadă pe mine. Să-i trăiești visul, da, exact. Da. Obișnuiești să-ți faci planuri pe termen lung? Mi-ai spus că ai deja agenda planificată cu evenimente. Mie nu-mi place să-mi fac planuri de obicei. Când vedeam că mă sună pentru nu, pentru anul sau peste 2 ani, mi se părea așa de ciudat și câteva le-am refuzat anii trecuți, că ziceam, dar nu știu ce o să fac până la anul, nu știu. Acum s-au schimbat lucrurile, pentru că așa este. Lumea vrea să se știe cu toate rezolvate pentru nuntă, sală, formație și am început și eu să iau evenimente inclusiv pentru la anul și peste 2 ani. Și dacă avea un weekend întreg numai pentru tine, ce ai face? Unde ai pleca? Cu siguranță, nu știu, ori la țară, ori undeva la plajă. La țară să-mi încarc bateriile, să nu am semnal deloc, să nu stau deloc pe telefon, doar să mă relaxez. La țară unde? La țară în Stălaj, acolo este așa mai autentic, ca să zic așa. Este un sat vechi și neschimbat și îmi place acolo liniște. Acolo e casa bunicilor? Da, din păcate nu mai am bunici, doar pe bunica din partea lui tata. Dar casa din Sălaj a rămas neschimbată și mergem acolo să ne relaxăm. Și ultimul weekend liber, sau nu-ți amintești când a fost? Am avut acum 2 săptămâni și am profitat maxim de el, pentru că a fost ziua mea în urmă cu imediat o lună și nu am avut când să mă întâlnesc cu prietenii și cu familia. Și atunci mi-am dedicat weekendul ăsta, o să fie a meu. Chiar dacă am mai fost sunată pentru ceva evenimente, le-am refuzat atunci. Și cum ai sărbătorit? În familie și cu prietenii am mers la Stoiana, la casa bunicilor soțului meu, ca să zic așa. Acolo este zona aia fără semnal, chiar ne-a relaxat la un grătar, la un ceaun, a fost super, super. Deci tu poți să stai și mai multe zile departe de internet, de telefon. Da, chiar abia aștept. Abia aștept momentul ăla. Dar când ești pe Facebook, ce pagini urmărești? La ce obișnuiești să dai câte un like, un comentariu? De obicei, paginile colegilor mei de cântec. Suntem foarte mulți și de obicei ne urmărim să vedem care pe unde a mai fost, ce a mai făcut. Sau colegilor de dansuri sau prietenilor. Pentru un artist, un cântăreț de muzică populară, contează mult imaginea? Contează mai mult imaginea sau succesul? În ziua de azi, să știi că este foarte importantă imaginea. Chiar am văzut. Nu vreau să dau nume sau ceva. Chiar de exemplu, contează ca tu să ai o poză impecabilă pe Facebook, să fie poza, da, perfectă, sau pui și în funcție de starea ta, de cum te simți, și nu contează că nu îți stă părul perfect, sau dau un exemplu. Sunt foarte pretențioasă la poze și mă consult foarte mult cu soțul meu.
deja e sătul, asta sau asta? Când mă vede că vin cu telefonul, îmi zice el, asta sau asta? Știe ce urmează. Îți pretențează așa la fotografii și îmi place tot timpul să am și părerea lui sau părerea celor din jur. Și ții cont. Înainte să postez, da, țin cont. Îndrăznește să-ți mai dea sfaturi și în ceea ce privește hainele, vestimentația. Da. Chiar mă mai ajută așa când nu am idei, mai am și eu momente în care chiar nu știu ce să-mi ia pe mine și știi tu, momentele când nu ai haine. Nu știu ce să mă îmbrac, deși tu nu ai, da, de genul. Exact. Și mă ajută în privința asta și mă ajută și în privința fotografiilor, pentru că este un pasionat al fotografiei, am noroc cu asta. Deci ai și fotograf personal. Da. Și mă bucur că pot să-l iau și pe el în turnee, tocmai prin fotografie. O să-l iau cu mine și în China și asta mă bucură foarte tare. Și cum a fost în Coreea? Cum a fost experiența de acolo? A fost o experiență frumoasă, dar acolo pot să zic că a fost puțin greuț cu mâncarea. Eu am fost norocoasă deoarece mie îmi plac fructele de mare, însă când mănânci în fiecare zi numai fructe de mare, deja e prea mult. Dar am trecut cu brio. Să vedem acum în China cum o să fie, că tare mă tem că o să fie tot cam la fel. Ai încercat și ceva exotic, ceva specific locului? Am încercat tot felul de minuni ce au pe acolo, tot felul de gusturi și... Dar vrei să știi ce mănânci? Da, vreau să știu ce mănânc. Neapărat. Spune-mi, care crezi că e cea mai frumoasă, cea mai mare realizare a ta de până acum? Cea mai mare realizare... Nu știu dacă am una anume. Sincer, sunt foarte multe. Premiile ce le-am câștigat la concursuri, faptul că am ajuns pe marile scene ale țării și nu numai... Toate astea sunt... Și ești fericită? Da, sunt foarte fericită și nu a schimbat nimic. Chiar nu aș avea ce să schimb. Îți mulțumim încă o dată pentru prezență și te mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Cu mare drag, eu vă mulțumesc pentru invitație și să ne revedem cu bine. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN! Iubim apa.